Când realizăm conexiunea cu domnul Gheorghe Rusu, fondatorul firmei Intercomp și Starnet, actual Eurovep, am să povestesc că Mihai m-a inspirat să spun acest lucru. Un moment din 1996, care din 1995, care mi-l amintesc foarte bine. Era vineri seara la Palatul Copiilor și mea care mă întreabă: vai, dar este foarte frig aici. Era Esther Dyson este cea care lucra cu Al Gore la proiectul de fondare al ICANN-ului și tocmai negocia cu Iana, cu John Postel, acest lucru. Și spun eu, lasă că se reglează mâine și putem începe, dar începem la 9 fix, da. Ea este jurnalist de profesie și a zis, dar pe cine o să am paneliști în sală? A, păi sunt niște oameni simpli. Este Linus Torvalds, este John Quarterman, care a sosit că l-a lăsat soția să vină de la Paris până la noi două zile și putem sta de vorbă. Și mai sunt un francez, Jean-Michel Cornu, care era un tânăr reprezentant al unei noi organizații numită Uniunea Europeană, care a trimis un reprezentant la noi ca să-și anunțe prezența în Europa. Și deci noi eram văzuți destul de bine atunci când ne-au trimis un reprezentant cei de la Bruxelles, că tocmai s-a făcut tratatul de la Maastricht cu doi ani înainte. Și în sfârșit mai era un spaniol care pornise o rețea, era Jean-Michel, Juan Martínez Col, domnul Jalobean își amintește în mod cert. Și am început o dezbatere în care Esther Dyson a fost moderator și acești patru oameni au fost paneliști. Eu acea dezbatere nu o să îmi iasă foarte greu. Din păcate nu s-a registrat, dar lucrurile au fost extrem de interesante. În 1998 se anunța, era un press release, că Esther Dyson și cu John Postel au fondat ICANN-ul. Două luni după aceea John Postel nu a mai fost, a murit și a rămas Esther Dyson primul președinte al ICANN-ului. Vă mulțumesc! Aș avea, da. Văd că nu... Da. Da, domnul Rusu, vă rog să treceți direct. Acum am vorbit, tocmai am trecut de bisinet, despre capă o să vorbește un pic, că domnul Crișan nu l-a văzut aici. Dumneavoastră sunteți acum, îmi amintesc, cum a ajuns la Fundația Soros o mică antenă de satelit Vesat și cum într-o seară m-ați chemat și mi-ați spus că a intrat un băiat pe stația Sancia, a dat un mesaj utilizatorilor să schimbăm toate parolele. Și ăștia chiar l-au schimbat și noastră mi-a spus cum să rezolvăm treaba asta. Și asta e foarte simplu, e un fișier care se copiază peste altul și se rezolvă. Da, ca de obicei. Da. Este treaba noastră, e simplă pentru cine o cunoaște. Din păcate, sunt mai puțin care dornici, da. Însă așa este, da. Este vorba de antena de la Fundația Soros, pe care chiar mică nu era ea. Nu era ea, pe vremea aia noi prindeam la Cambridge, de aici, din Anglia, unde sunt și eu acum. Da, da. Și trebuia o antenă de 2,5 metri, 2,4 metri. Am făcut atunci, am avut o cerere foarte urgentă de la Soros, prin care vreau să se conecteze la internet, tocmai ca să dea la școlile, la liceele din care erau subvenționate de fundații. Și noi primisem, firma instalase o antenă, dar dat fiind suma frumoasă pe care ne-a oferit-o Soros, am dezinstalat antena noastră, care era de vreo 3 săptămâni, și am reinstalat-o la Soros. Asta am vreo 2 zile. Am găsit acolo, probabil că știți sediul de pe Giulești, acolo, din zona Podului Grand, și am găsit acolo o toaletă care permitea să trecem cu antena peste clădirea foarte înaltă, de 11 nivele, de lângă mica clădire, mica, folosesc eu acum, mica clădire a fundației. Și așa am dat drumul la internet pentru Soros. Dar, înainte de asta, noi folosisem, și bineînțeles că în câteva zile a venit și antena noastră înlocuitoare,
la drumul cam în aprilie 1990, chiar de Sfântul Gheorghe am dat noi primul semnal, primul bit în, pe canal spre Cambridge. E, ce, nu mai știu eu acum exact, noi avem niște hârtii care arată acest lucru, nu mai știu exact când a demarat serviciul de internet la EUNET. Dar poate că ne spune domnul Ionescu acum, pentru că deja este istorie, nu numai dânsul, și eu și cam toată lumea. Au trecut ceva 20 de ani, așa cum și sărbătoriți noastră, și apreciez foarte mult inițiativa celor care au demarat acest lucru, pentru că a fost un rezultat foarte bun pentru România. Probabil că știți că a fost cam la 2 ani după ce americanii începuseră internetul comercial. Așa că a fost o realizare frumoasă. Nu am auzit până acum discuțiile care au fost, că n-am reușit să intru, dar bănuiesc că toți cei care au fost prezenți și au vorbit, așa au amintit de acele vremuri de pionerat. Altceva după aceea, bineînțeles că după acest an 1993, internetul s-a dezvoltat în România prin cei care sunt și pe lista noastră, pe care ați și în articolele pe care le-ați scris și în materialele pe care le știți, de altfel sunteți cel mai în măsură să știți lucrurile astea, pentru că ați fost mereu alături de noi, prin diferite forme, începând cu, mă rog, Unix-ul și terminând cu alte activități conexe care au dus înainte destul de rapid dezvoltarea respectivă a serviciilor. E, atunci a fost un moment de cotitură prin 95, când, mă rog, un an înainte Bill Gates spunea că internetul nu are nicio semnătate, ca după un an să apară browserul lui și să înceapă o luptă, o concurență. Asta, de fapt, nu mai e chiar necunoscută, știe multă lume, Netscape și așa mai departe. După aceea am dezvoltat rețeaua, mai instalat vreo 67 de antene de satelit în județele patriei și cu operatorii respectivi s-a ajuns la un moment dat să fie prin 98 una din cele mai mari rețele din România, ca în 2000 să și hotărăți singuri data asta cu colegul meu, cofondatorul Starnet-ului, mă părăsise între timp pentru piața de software, că a considerat că e mai bună. Eu, care făcusem software vreo 20 de ani înainte, i-am ce muncă migăloasă și am preferat să administrez rețeaua de internet. În 2000 s-a vândut, a cumpărat o firmă americană subsidiară a KPN Euroweb, care de acum înainte este prezentă, este încă pe picioarele ei. Prin 2003 am ieșit oarecum din internet și m-am ocupat de call center, este un call center și acum în viață, vândut tot la o firmă americană și așa mai departe. După aceea am trecut pe televiziune, acum mă ocup ca și aici în Anglia de internet for everything. Mă rog, pentru lucru, nu știți că e, mă rog, e cerut acum și avem aici niște proiecte pe care vrem să le extindem în Anglia deocamdată. Am găsit aici un partener dornic de aceste idei. E vorba de smart metering, de alte probleme. Cam asta aș putea să zic. Restul, dacă cineva mai vrea să pună la punct ceva date de istorie, sunt la dispoziție. În mod cert o să vă rugăm să scriem undeva pe un site unele lucruri legate de acea perioadă și de fapt o să mă ocup cumva să țin legătura cam cu toți din perioada aceea. Încercăm, că de aceea m-am și făcut acest mic efort să scriu câteva pagini de la începutul lui anului acesta. Da, foarte bine scrise și foarte cuprinzătoare și mă mir că aveți niște jurnale, ceva de Nu, știți cum a fost într-o seară, am o cutie foarte veche acasă unde am un televizor Rubin 102 care a vrut să-l transform în acvariu, da. Este din anii 50
Și lângă el era un calculator, un 486, care l-a mai plecat el de prin 1998. Și am dat drumul, a scos un val mare de praf și culmea mergea, dar pe hard disk nu era decât 3% liber. Și atunci n-am mai putut să mai pun o funcție în plus, adică să pun, am trebuit să folosesc FTP-ul clasic, ca să pot să scot toate mail-urile de acolo pe un calculator. Și bine, cu un cablu BNC, cu... În fine, m-am chinuit un pic, dar am reușit. Și acum am mail-urile alea, pentru că altfel toate lucrurile în timp mi se păreau la același moment. Nu puteam să deosebesc în timp lucrurile. Acum am sunt mai clare un pic. Este foarte de apreciat, munca pe care a spus-o, indiferent cu rubin sau fără rubin. Da. Bine, vă mulțumesc mult pentru... Vă mulțumesc mult pentru intervenție și ne bucurăm că ați fost cu noi. Vă mulțumesc eu pentru ideea aceasta și de apreciat și toți colegii care ne-au ajutat, care v-au ajutat, că eu nu sunt decât un terminal aici, în Anglia. Da. Da, vă mulțumesc, domnul Tăstaru. O zi bună în continuare. Mulțumesc. Da.